cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua pregătită, masa pregătită, lavaliera pusă, ca de obicei domnul Bogdan spune, puneți lavaliera că nu se aude nimic. Emisiunea stă să înceapă, problema e că realizatorul în dimineața asta o anunțat o temă și nu știe de unde să o apuce, ca să spunem așa, iar invitată nu-l ajută deloc în privința asta. Bună dimineața, domnul doctor. Bună dimineața, și eu sunt în aceeași inhibiție, cel puțin eu intelectuală, dumneavoastră probabil aveți... Profesională intelectuală. Așa. Bună dimineața, la câte probleme sunt, cred că le-am epuizat pe toate, nu? No. În discuțiile... care n-au avut loc în direct, mă refer. Da. În discuțiile tet-a-tet, să vă povestesc ceva. Știți care a fost primul meu proces, încercare de proces în presă împotriva subsemnatului? Am făcut un interviu cu un primar pe care îl chema Cap Moale și am spus titlul interviului în tet-a-tet cu domnul Cap Moale. S-a simțit jignit. Apropo de tet-a-tet. Așa. Nou și vechi la Piatra Neamț. Acum, dacă stau și zic așa, nou și vechi la Piatra Neamț, noi doi ar trebui să ne plasăm pe care parte? Vechi sau nou? Nou. Noi suntem generația de sacrificiu, adică le-am prins pe toate. Și mai ales pe alea rele. Dar media e bună. Media e bună? Da. Bun. Acum, eu, ca un venetic, așa, care am venit la Neamț, pot să spun că Piatra Neamț pentru... mine, care veneam din Ardeal, am făcut studenția în Iași, însemna așa un fel de oază în care veneam, bineînțeles că era așa o atmosferă interesantă, lumea era, zâmbea pe vremea aceea de multe ori pe stradă, povestea vilelor mi se spunea așa cu un fel de mândrie locală patriotică, că vezi că aici au fost aia cu vile, m-a luat cineva, m-a dus pe Alea Uranus. Legea 18. Da, m-a dus pe Alea Uranus, uite, asta e casa lui Cutare, asta va fi casa lui Penalti, asta va fi casa lui Cutare, asta e casa lui Cutare. Și era o chestie, nu era telegondolă, dar urcai cu plăcere până la terasa gospodinelor, pe un drum acceptabil, nu era... Mai era punte și strand, cred că. Dar era căulă. Era căulă, da. Dar și puntea strand. Și puntea strand. S-a deteriorat cu timpul. Așa. Era ceva. Avea o personalitate... Era un oraș mic burghez. Așa. Așa. Era numit orașul Piatra Neamț. Mic burghez în lumea... Care avea evenimente de care se legau foarte multe... Aș putea spune chiar călătorii a unora chiar din București, când vorbim de festivalul de teatru pentru tineret și pentru copii, care era într-adevăr un eveniment. Eu mi-aduc aminte că aveam în fiecare duminică abonament. Venea Orchestra Simfonică de la Iași și concertele se țineau tot în Teatrul Tineretului. Deci, în jurul teatrului s-a construit o atmosferă intelectuală, culturală, deosebită, care chiar a ținut mulți ani, mulți ani pe podium orașul Piatra Neamț, din punct de vedere cultural. Existau și vacanțele muzicale. Mulți nu știu că vacanțele muzicale sunt din 1970 și, cred, ideea a aparținut... decanului de la Academia de Muzică din Iași, lucruri de care lumea a uitat. Teatrul Tineretului, n-am înțeles de ce s-a metamorfozat așa într-o direcție pe care nu cred că... Progresistă. Progresistă, dar poate mult prea progresistă. Eu sunt pentru progres în general și știu că cel mai mare dușman al românului este schimbarea. Toată lumea este reticentă la schimbare, dar nu poți să schimbi chiar și ce e de calitate. Adică să nu uităm ce actori la Piatra Neamț veneau până la urmă șefii de promoție de la Era, de la București. Spunea Paul Chiribuț într-o emisiune, stea în locul unde stați dumneavoastră acum, și domnule, era aproape lege.
Da, șeful de promoție, veneau la piață și de la regie, și de la scenografie, și mai vorbim de actori. Adică erau wow! La ce mari regizori de film, mari actori, toți au trecut pe aici. Sau marea lor majoritate. Asta când vorbim despre partea culturală. Desigur, a contat foarte mult și zona industrială, pentru că totuși în jurul platformei de la Săvinești, Piatra Neamță s-a dezvoltat, a fost în atenția partidului și ministerului comunist de la perioada respectivă, dar cu toate acestea să nu uităm ce oameni au lucrat acolo, ce calitate. Mă gândeam, domnul Momanu încă mai trăiește, un om care a crescut odată cu platforma de la Săvinești și care a condus zeci de mii de oameni făcând producție care până la urmă astăzi ce a ajuns? Un Orman de fier vechi. Asta a ajuns platforma. Mai încearcă, cu câteva excepții. Cu câteva mici. Excepții. Da. Mai încearcă câteva companii să revitalizeze zona industrială de acolo. Avem ceea ce e foarte bine în jurul ADF-ului, avem un parc industrial și sper cât mai mulți investitori să vină lângă ADF pentru a dezvolta acest parc industrial. Și este în proporție de 99% meritul antreprenorului. Absolut. Și nu al... Deci acolo este clar un om care a pornit în 90, aproape te miri cu ce a pornit și să ajungi la nivelul acesta este jos pălăria, adică n-ai ce să comentezi. Da, în același timp și alți antreprenori au dezvoltat diverse business-uri, mai ales pe zona de producție. Cred că încet, încet are loc așa o revenire din punct de vedere economic și aici mă refer la cei din industrie. Desigur, ca și liberal și... cred că PNL-ul este obligat să susțină în continuare antreprenorii. S-au făcut eforturi foarte mari, chiar în județul Neamț s-a încercat încurajarea antreprenorilor locali încă de multă vreme. Asta în contextul în care avem o legislație națională care nu întotdeauna ne susține nici pe cei din zona privată, nici pe cei acum, din zona bugetară. Nu mă obligat să fiu rău. Da, vă rog, să fiți nu, rău. Nu mă obliga să fiu rău. Din câte țin eu minte... De ce? Nu, am avut niște lecții în ultima perioadă, mi-am dat seama că sunt un înger. În emisiune vorbesc. Da, da. Dacă nu mă înșel, ultimul pachet de legi care sprijină antreprenorii, din toate punctele de vedere, în special îi sprijină să dea mai mulți bani la stat, a venit de la guvernul Ciolacu, secondat de, adică guvernul Ciolacu, format din PSD și PNL. Da. Știți bine, știți bine că PNL-ul a dus o luptă de rezistență majoră pentru a nu implementa anumite măsuri. Și ca orice luptă de rezistență în România, de obicei dar în se pierde. Timp, aș vrea ca cei care ne privesc și cu siguranță mulți știu, avem dintre cele mai mici taxe și impozite din Europa. Adică în afară de ceea ce înseamnă... Să mă speriu că mai este loc? Nu să vă speriați. Să înțelegeți că noi plătim astăzi 8% pe dividende. Am plătit 5%, am plătit 16%. Azi plătim 8%. Dar cât plătim pe impozitul de salari? Aia este cu totul altceva. Păi nu este. Ba da, este singurul lucru care astăzi constituie ceva anacronic. Adică povestea asta cu cea mai impozitată mână de lucru din Europa este reală. Dar asta dacă ne raportăm la tot mecanismul. Cred că ar trebui lucrurile gândite din punct de vedere economic încât să fie integrate și să nu mai suporte aceste taxe imense până la urmă atât angajatul cât și angajatorul încât să le dea peste cap cash flow și nu numai. Problema majoră este că nu avem predictibilitate, că în fiecare an se schimbă codul fiscal.
cu puțin, nu știu, cu 2%, cu 10% la TVA sau avem diverse situații. Lipsa de predictibilitate și stabilitate în România este clară, mai ales când vorbim din punct de vedere economic. Am avut și situațiile care au grevat foarte mult bugetul național, împrumuturile mari, cu dobânzi mari. Au fost, din păcate, și contexte. Dar pentru ce sunt aceste împrumuturi? Că dacă stăm să ne uităm așa, eu n-am auzit că banii de împrumuturi se ducă foarte tare spre investiții. Cu excepția PNRR-ului, acum, mă rog. Eu, din câte îmi dau seama, acolo se duc... S-au făcut pentru... E adevărat, pentru pensii, pentru salarii, pentru că, până la urmă, dacă stăm și judecăm, vorbeam despre educație la un moment dat. Profesorii meritau salarii mai mari. Întotdeauna doctorii merită salarii mai mari. De ce? Pentru că sunt domeniile care stabilesc calitatea vieții. Când vorbim de educație, când vorbim de sănătate, ele stabilesc o anumită calitate a vieții care e și o consecință a remunerației pe care o primesc cei din sector. Da, da. Nu cred că numai pentru medici și pentru profesori s-au mărit salariile. Eu cred că problema mare ține de salarii care se dau în zone în care... Bă, eu să vă spun care e teoria mea și... V-am mai spus-o și am să o spun până o să mi se răcească gura, chiar mi s-a uscat gura dacă primesc niște apă. Poți să primiți niște apă, vă rugăm să aduceți niște apă pentru un invitat. Imediat o să vin. Așa. Până nu vom face o reformă administrativ-teritorială care să reducă cheltuielile din zona bugetară, nu vom face nimic. Gândiți-vă că noi astăzi avem peste 4.000 nu, cred că sunt 40.000 de consilieri la nivel național. Avem 1.300 de... Nu, 100... 3.300 de primării, deci de administrații locale, la nivel de primărie comune și, și orașe. Deci cheltuielile sunt imense. Domnul... Avem, mă uit așa pe o listă aici, primării cu 1200 de locuitori. Da, sunt primării cu 1200 de locuitori. 1300 de locuitori. 1400 de locuitori. Plătim administrații absolut inutil. Dacă România chiar și-ar dori să iasă din criza economică în care se află, trebuie să o recunoaștem, ar trebui să facă această reformă administrativ-teritorială, dar care, desigur, contravine cu ceea ce înseamnă interes politic, faptul că urmează un an electoral, interesele electorale primează. Uitați-vă că lucrurile astea se întâmplă și la nivel mondial. Pe interese electorale din an de alegeri avem și războaie. Știți asta cu electoralul? Pe mine mă dă peste cap. Și uite... Ne întoarcem la tema emisiunii. Piatra Neamț nou și vechi, da? Hai să vedem Piatra Neamț acum. Deci, noi am votat acum, cât? În 3 ani, da? 3 ani și un pic. Am votat la Piatra Neamț și a fost o competiție electorală la care ați participat și dumneavoastră, da? Da, în ultimii 8 ani am participat la tot. Nu, da, eu vorbesc de asta, de la Piatra Ultima. Da. A ieșit Carabelea, da? Foarte bine. Da, n-am nicio problemă. Întrebarea mea este, uitându-mă pe programul electoral al lui Carabelea... A făcut mai mult. Păi nu, că programul electoral al lui Carabelea era așa o chestie. El venind candidat foarte repede, bun, foarte târziu. Bun, era venit pe ultima stradă de așa. Metrie, era programul fel de, partidului. Era o însăilare, scuzați-mă că spun, de niște lucruri frumoase... Puse acolo, vom face aia, vom face aia, vom face aia. Așa arată orice program electoral, o străilare frumoasă. Haideți, că asta era frumos programul. N-ați avut vehiculul potrivit. N-ați avut mașina care trebuia. Eu zic că și nici companionii. Am avut șansa să avem un primar pe care eu îl susțin, după cum bine știți, pentru că m-am identificat pe anumite zone cu programul lui. Okay. Și este motivul pentru care eu îl sprijin. Eu altceva vreau să subliniez. Deci, cei care l-au votat pe Carabelea, au votat, în mare parte au fost PNL-ul, l-au votat și pe el,
au fost puține voturi la, la Piatra Neamț pentru primar. Acum eu întreb, câți dintre cei care l-au votat, au votat pentru transformarea asta, e important, transformarea care se întâmplă în oraș. Pentru că dacă noi acum spunem, wow, s-au făcut lucruri așa... O să vă contrazic. Să știți că nici măcar 1% dintre votanți nu citesc programele electorale. Asta am constatat eu, pentru că am fost de două ori, de patru ori în campanie electorală, am și câștigat, am și pierdut. Dar apropo de candidatura mea la Piatra Neamț, aduceți-vă aminte de cardul cetățeanului, de care râdea toată lumea, eu veneam cu el în 2016, care acum pe componente se aplică și la primăria Piatra Neamț și la un moment dat el va fi, toate vor fi integrate în acest card al cetățeanului sau cum se numește el, poate fi numit și altfel. El funcționează deja la Cluj, impecabil, pentru că foarte multe domenii de activitate au fost integrate în acest card și managementul este mult mai ușor. Deci, pot să vă spun că lucrurile astea nu erau cunoscute de către electorat, de către alegători. Am încercat să le promovez în măsura în care am ajuns la un anumit segment al populației, pentru că n-am reușit să ajung în fiecare casă, deși am trimis 43.000 de carduri ale cetățeanului prin poștă în plic. Poate oamenii n-au înțeles, poate n-au avut încredere și atunci vin și vă spun. Românul votează emoțional și știm asta. De obicei votează nu pentru, ci împotrivă. Pentru că votul negativ în România a fost decisiv în toate rundele de alegeri. Deci lumea nu votează, îmi place, am căzut pe spate după Iohannis. Nu, votează pentru că nu îi place Iohannis și îl votează pe celălalt. Fără a avea și argument. Asta se întâmplă în marea majoritate a membrilor electoratului din România. Așa sunt românii, emoționali. Și atunci am să vă spun că și domnul Carabela a câștigat atunci pentru că era pe val, pentru că era un profil pe care încă noi nu îl mai avuseserăm și nici acum cred eu că nu și-a epuizat forța de a avea un cuvânt de spus greu în administrație. Deci, repet, emoția ne caracterizează și, din păcate, știți, noi cum mergem la alimentare, cumpărăm produse, dar nu citim niciodată eticheta. Mergem, cumpărăm medicamente și nu citim prospectul. Sunt lucruri care se întâmplă. De ce? Pentru că probabil 50 de ani de comunism plus încă 30 de capitalism de o anumită formă de capitalism, n-au fost suficienți, n-am avut timp suficient să educăm generații care, într-adevăr, să înțeleagă cât de important este să te documentezi întotdeauna înainte de a lua o decizie. Da. Eu revin la ce spuneam înainte. Deci, avem acum un oraș cu multe șantiere. Ceea ce e foarte bine. Ceea ce e un... Eu constat. Aș vrea să înțeleagă, știți că înainte de emisiune ne-am propus să ne enervăm reciproc, da, ca nu, să, nu, ca să fim reușim, dar nu ne iese. Nu ne iese, dar ar fi trebuit să bem mai multă cafea. Vreau să vă spun următorul lucru. 30 de ani nu s-a făcut nimic. Acum, într-adevăr, sunt începute foarte multe șantiere. Cetățenii spun așa, dar de ce le-ai început pe toate? Și vreau să explic de ce. Pentru că aceste fonduri, mai ales PNRR-ul și nu numai... Nu PNRR-ul, vorbim acum de celelalte. Care nu, nu. Eu vorbesc de proiectele care au fost începute. Unele dintre ele erau o urgență și când spun asta mă refer la situațiile în care am avut crize și situații de mare pericol, cum a fost puntea de la Ștrand, mult discutată punte de la Ștrand. Situații cu aceste poduri, punți, să le zicem, de pe Cuiești. Adică era o chestie de siguranță, de securitate. Locurile de joacă care au fost desființate, care vreau să vă spun că ele nu erau nici măcar trecute ca locuri de joacă în documentele din primărie.
Adică 30 de ani nu s-a întâmplat nimic cu anumite componente ale administrației publice locale. Bineînțeles că eu fac... S-a întâmplat ceva. A fost un jaf coordonat. Bun, n-aș vrea acum să mergem la jaful coordonat, bun, la schimburile de terenuri, la faptul că nu există o evidență a patrimoniului și noi acum trebuie să facem un inventar al patrimoniului municipiului Piatra Neamț. Cred că s-a ajuns undeva prin anul 1995 cu inventarierea patrimoniului. Este foarte greu, pentru că ți-ar trebui, chiar dacă în cadrul direcției patrimoniului lucrează aproape 40 de oameni, nu sunt suficienți 40 de oameni dacă s-ar ocupa doar de inventarierea patrimoniului. Adică este un efort imens și o birocrație și o hârțogăraie și nu vreți să știți cât de greu se fac lucrurile astea, pentru că ai nevoie de arhive, te duci la documente în arhive, avem suprapuneri, avem terenuri ocupate abuziv de persoane private care au ocupat abuziv terenuri care sunt din domeniul public. Avem situații acumulate. Eu în fiecare zi întreb la primărie, bă, dar cum a funcționat primăria asta pe foarte vremea bine lui Chitic? Nu, eu am o problemă cu domnul Chitic. Pentru că domnul Chitic a fost 2 ani, sper să nu greșesc, 2 ani viceprimar, 2 ani primar interimar și 4 ani primar. Da? Deci a avut 6 ani de primar titular. Nu s-a întâmplat nimic. Și eu când aud că mai și vrea să candideze la primăria Stați Piatra Neamț, mă ia capul. Stați bună, o secundă. Nimic. Vreți să mă fac eu acum șeful de campanie al lui Chitic în emisiunea asta? Mă rog frumos. O să spun, domne, eu am fost vizionar. Da, a fost... Deci am fost vizionar. Deci am încheiat niște... Vă rog frumos să nu îl înjurați de mamă, să spuneți că e vizionar. Deci, vă rog frumos. Deci, el o să spun așa. Eu am fost vizionar. Am încheiat niște... Am semnat niște proiecte pe care le-a luat după aia de gata Carabelea și le pune în practică. Nu, el a semnat niște finanțări. Eu, deci dar... eu... Am să vă spun ceva. Știți părerea mea. Astea, cum să zic, au venit firesc, n-a făcut niciun efort Chitic. Chitic a semnat ceva ce nici nu știa dacă se va întâmpla. Dacă mă întrebați pe mine, când n-a ieșit primar și ar fi dorit să nu mai iasă. Pentru că numai un nebun cum e Carabelea, ambițios, a reușit să-și ia în cârca aceste proiecte, să răspundă pentru ele, să se bată pentru ele, cu mari riscuri. Pentru că gândiți-vă cât a crescut din cauza crizei economice, din cauza pandemiei, cât a crescut cofinanțarea. Adică o cofinanțare care de la 2% se duce la 40%. La, acum e undeva la 39,9%. Da? Deci și-a asumat niște lucruri. Nu avem nevoie de oameni politici asumați și nici nu pot să vorbesc că Carabela ar fi vreun asumat politic neapărat. Pentru el contează mai mult cetățenii și administrația. Și după aia politicul, și asta se vede cu ochiul liber. Dar și-a asumat niște lucruri. Eu prefer oameni asumați, lideri asumați, decât unii care stau și, iar să zic eu ce fac pe calculator. Au plătit datorii. Au plătit datorii, dar eu m-aș exprima altfel. Am plătit datorii. Noi, toți locuitorii municipiului Piatra Neamț, noi plătim. Când aud, a plătit. Toate belele care s-au întâmplat și procesele eu în primărie, lucru mă cine a plătit datorii? Eu de un singur lucru mă bucur. Dacă va candida Chitic la PSD, în sfârșit va ajunge acolo unde a activat și la alegerile trecute. Nici măcar, adică eu aș fi fericit pentru că PSD-ul n-ar avea nicio șansă cu Chitic, pentru că n-au decât de pierdut. Adică eu cred că pietrenii au înțeles ce înseamnă să ai un primar proactiv, implicat, responsabil. Bun, și acum, nu puteți nega faptul că foarte multă lume depozitează carne în frigiderele administrației locale pentru inconvenientele care există. V-am spus, asta înseamnă asumare. Îți asumi și bine și rău. Îți iei încă un frigider, îți mai iei un frigider când s-a umplut, îți mai iei un frigider, asta e. Dar vine și momentul când se golesc frigiderele. Pentru că la sfârșit când tragi linie și eu sper asta, oamenii când vor vedea că lucrurile sunt funcționale, că avem o administrație care chiar are rezultate, eu sunt convins că nu e nimeni nebun
să aleagă un primar care vine și îți povestește ce o să facă el după ce a fost el primar 6 ani, domnul Chitic, și n-a făcut absolut nimic. Da, absolut nimic. Adică, gândiți-vă că 30 de ani, nu vorbesc doar de perioada administrației Chitic, în 30 de ani nu s-a făcut. Avem țevi din 1960, avem poduri și podețe la fel, de peste 60-70 de ani vechime. Bun. Ar fi trebuit, ce ar fi trebuit Carabela, dacă vrea să fie drăguț, cum a fost Chitic, cu minte, își lua agenda, se plimba în oraș și ar fi spus cum spunea Chitic. Aici o să facem drum, aici o să fie turnul Eiffel, aici o să fie cascada Niagara. Nu mai vorbesc, deci, astăzi, domnul Chitic răspunde de spital. Mie și milă, pentru că l-aș întreba, dar nu știu ce ar putea să-mi spună despre spital. Sau l-aș întreba în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean, prietene, ce faci cu apa? Ce faci cu apa? Pentru că eu, azi dimineață, când am venit la dumneavoastră, m-am spălat cu apă din sticlă. Nu am apă aproape 5 ore, dacă le adun, pe zi. Nu am apă. În cartierul Salata, probabil vecinii mei pot confirma, ba chiar și la bloc. Dar v-ați făcut fântână sau nu v-ați făcut? Ce fântână? Păi vă faceți fântână, sunteți un gospodar, n-aveți apă, vă faceți singur fântână. Stau cu chirie și trebuie, nu, trebuie nu. Să-mi întreb proprietarul dacă își dorește o fântână. Nu. Deci, gluma e glumă, dar... Nu, eu nu glumesc, chiar nu pot. Dar dacă era casa mea, probabil că făceam un puț, că asta ar trebui. Da, nu. Într-adevăr. Dar să revenim. Vorbim de spital. Ciune, e răspunde de spital de când? De când a plecat ultimul manager de la spital? A venit cu, nu știu, are vreo proiecție, are soluții, măcar să ne spună ce se întâmplă cu proiectele alea care sunt începute. Mai continuăm, o să avem... Mie mi se pare că îi plângem pe palestinieni. Că n-au apă și n-au spitale. Păi și așa suntem și noi. Adică, care e diferența? Că nici eu n-am apă, nici... Noroc că am de mâncare. În rest, vorbim despre calitatea vieții. Păi cum să vorbești despre calitatea vieții când tu nu ai apă? Când te duci la spital și mori pe picioare? Îți cumperi medicamente. Nu mai vorbim de cumpăra medicamente. Nu mai vorbim despre ce se întâmpla în școli până acum, când părinții trebuiau să dea bani ca să zugrăvească clasa, să zugrăvească școala, să repare în școală. Iar acum, când avem proiecte și avem o groază de școli care sunt în renovare, vor fi școli noi, nouțe. E adevărat, în perioada asta în care copiii sunt mutați, e un disconfort. Așa cum spuneați, Carabela este înjurat. Dar atunci când vor avea totul, așa cum merită, pentru că chiar merită copiii ăștia și merită orașul să aibă condiții normale de viață. Bun. Știți ce deranjează? Nu deranjează că se fac... Bine, că au fost 3 culoare odată, a deranjat, clar. Care da, 3 culoare? Vorbim și de restul, că bun. Au mai fost lucrări, nu bun. Numai cele 3 culoare. Deranjează, de exemplu, acum faptul că lucrările la conducta de apă par să se desfășoare, nu știu, cu încetinitorul. Lumea stă și se uită și zice, bă, pe Traian s-au turnat 3 benzi și una rămâne acolo, oare de ce? Nu se puteau pune, cum se cheamă, bazinele alea când s-au făcut lucrările? Trebuie să acum să le sap din nou. Nimeni nu vine să explice... Asta e tehnologia. Mă explic, haideți că vă spun eu. Asta e tehnologia. Știți ce mi-aș dori eu? Să invitați în emisiunea noastră pe constructorii cu care lucrăm noi. Adică eu aș veni cu un constructor, apropo de bazinele care vorbiți, căminele, de fapt, care se instalează pentru apă, să vă explice de ce s-a întâmplat așa. De ce n-a avut oameni? De ce nu a avut comandate aceste bazine cu timp mult mai trebuiau să fie gata de acum 3 luni de zile, să ne explice de ce. Și o să vă spună că a crescut salariul minim și a trebuit să plătească mai mult oamenii. Că nu mai are oameni. Că oamenii sunt trimiși la alt șantier din țară care are alte priorități. Asta este realitatea. Dar știți cum e? Primarul, din bun simț, nu spune lucrurile astea pentru că este, până la urmă, la mâna constructorilor, pentru că este chiar, cum spuneați, vorbeam noi mai devreme, că la un moment dat ăsta e șantaj.
Dacă noi îi ardem pe constructori, constructorii ne ard pe noi. Cam asta este relația. Și când ne ard pe noi, de fapt, pierdem banii europeni, plătim o groază de penalități, cresc costurile fiecarei lucrări. Adică e, aș putea spune, o relație bolnavă, o relație comercială, apropo de prestatorii de servicii cu care lucrăm. Ce pot eu să fac dacă apa serv nu-mi dă mie apă? Spuneți-mi și mie ce. Să-i dau o judecată, că asta a mai rămas. Ce pot face cetățeni? Da, știți cum e. Ai treabă, n-ai chef să te judeci. Relația cu apa serv la Piatra Neamț. Și știm. Nu numai la Piatra Neamț. Nu, eu vorbesc acum de Piatra Neamț. Deci, am avut 3 culoare de mobilitate. E clar că nu s-au luat în calcul schimbarea conductelor când domnul Chitic a făcut proiectele respective. Nici nu s-a gândit. Nu s-a gândit nimeni, i-a durut în 14, că acolo sunt conducte. Nici Uniunea Europeană nu făcea presiunea pe care o face exact. Acum. Exact. Pentru deci că eu... acum când nu mai poți lua bani pentru asfalt dacă nu ai făcut... Eu întreb așa. Dom'le, ăia care s-au uitat pe proiectele alea și le-au aprobat... N-au putut să spună, băi, oameni buni, sunteți nebuni. Toate s-au făcut pe genunchi. Toate s-au făcut pe genunchi, în viteză, contra cronometru și foarte multe greșeli au fost unele corectate, din mers, iar altele au rămas greșite. Nu un lucru grav, ferească Dumnezeu, nu vorbesc de infrastructură, de siguranța podului, de exemplu, la spital, că am auzit și acolo tot felul de opinii, că o să cadă, că n-au venit japonezii, că o să cadă o rachetă ucrainiană. Că... Deci era circul de pe lume acolo. Nu. Eu vorbesc de prostii. Eu vorbesc de lucruri... Dar sunt și lucruri reale. Într-adevăr, sistemul de mobilitate urbană, traficul inteligent, din... practică, din momentul în care el intră în folosință pentru a se face pentru aceste probe care sunt obligatorii pentru a aduna date sistemul de trafic inteligent, care durează minim 30 de zile. El este perfectibil. În momentul de față sunt foarte multe elemente care desigur nu sunt perfecte. Să nu uităm de celebru, pe mine m-a amuzat foarte tare rondul de la Brădet, pentru că el, dintr-o ciupercă, a devenit o bulinuță. Asta e, pentru că a trebuit adaptat la trafic. Vom afla, după o lună de zile, care sunt străzile pe care, în mod normal, ar trebui să avem sens unic. Vom vedea unde se aglomerează. Vom avea valori de trafic înregistrate. Dar, repet, într-un trafic normal, pentru că trebuie să ne învățăm să mergem cu 50 la oră în oraș. Pentru că dacă unul merge cu 50 și unul merge cu 70, cu 90, ieri a mers cu un taxi. Da? Îl am adus din Sarata până la regiment în 5 minute, călcând toate regulile de circulație. Da? Toate regulile de circulație. Adică a mers cu 90 pe centură, cu 90 la oră. Păi, cu toții suntem participativi și cu toții participăm la acest trafic. Fiecare dintre noi... trebuie să respecte regulile. Eu zic că ar trebui, dacă fiecare dintre noi trebuie să respectăm regulile, regulile trebuie și aplicate. Încă nu e momentul. Vor fi aplicate. Dar în perioada de tranziție nu o să scoate poliția pe stradă să amendeze. Nu, dar când vezi unul cu un totocar care intră pe culoar și acolo scrie bus pe unde trebuie să meargă și el merge pe banda cealaltă, gândindu-se că poate merge mai repede. Mă rog, nu discut. Păi ăla acum sunt în perioada de tranziție și îl las acolo, ăla nu trebuie luat. Că e șofer profesionist. Fost, chiar vineri, nu, sâmbătă, am văzut eu, era un autocar parcat pe trotuarul nou, făcut. Și are tonaj. Era un autocar totuși. Și l-a luat poliția. Bine, l-au găsit greu că omul era cu treabă în zonă și și-a lăsat autocarul în mijlocul drumului. Deci, sunt lucrurile astea care, dom'le, stai un pic. Pe de o parte, avem disconfortul creat de lucrări. Ok, eu i-aș invita pe cei cu disconfortul să facă o vizită pe Calistrat Hogaș. Să vadă cum arată acum Calistrat. La o plimbare frumos. Calistrat Hogaș acum.
lucrare relativ rapid executată, relativ cam de același constructor care e și pe... Nu știu dacă e același constructor. Nu știu. A făcut. Nu știu. Care dar lucrarea, cel puțin așa, din mersul mașinii... De ce? Pentru că nu au fost probleme. Din mersul mașinii așa, arată foarte bine. Foarte civil. Către asta atinde. Bun. La anul vom mai avea încă 10 străzi, o să înceapă Ștefan cel Mare, reparație. Acolo avem țevi de apă? Țevile de apă cele mai bune din oraș sunt pe Ștefan cel Mare. În ultimii 15 ani n-a fost nicio avarie. Da, nu, adică acum când se face o lucrare, se ține cont de lucrurile astea? În măsura, bineînțeles, dar și în măsura în care avem bani să băgăm conductă. Haideți să vă spun ceva. Pentru că nu uitați cine trebuia să pună conducta de apă. Haideți să vă spun ceva. A pierdut banii. Pe Calisatovaș, că nu degeaba am amintit. Când băieții aia se pregăteau să toarne primul strat de asfalt și au săpat, au dat de niște balauri pe acolo. Așa e tot orașul. Au dat de niște balauri și și-au pus problema. Ce facem? Nu uitați de nenumăratele descărcări arheologice, cum se cheamă ele, pentru că mereu dăm de ceva, mai găsim o cărămidă, mai găsim... E ca și, știți, oarecum cu autostrăzile și cu protecția gândacilor. Așa e și cu... Îmi cer scuze, sunteți profesor de istorie și țineți probabil la arheologie, dar la una motivată și justificată. Nu așa, când găsim o piatră, hai să mai oprim 3 săptămâni lucrările. Ați văzut emisiunea despre Cetatea Neamțului. Eu am rămas șocat când am aflat că nu există descărcare arheologică făcută de beneficiar. Beneficiarul fiind Consiliul Județean, iar firma care, adică firma, cine administrează cetatea, cine credeți că este? Complexul Muzeal Neamț, care are arheologi. Și dacă e adevărat ce spune acel domn, domne, e noaptea minții. Dar e obligatoriu prin lege. Bun, dar de ce nu descarci? De ce nu faci descărcare arheologică? De ce? Pentru că probabil au vrut să mai întârzie licitația, pentru că au vrut, de câte am înțeles eu acolo, s-a dorit, au câștigat unii și a venit altul. Și a venit altul și Consiliul Județean s-a bătut pentru altul, nu pentru cel care a câștigat. Da, eu primesc în continuare mesaje doar cu întrerupere. Care mă înjură, vă rog. Nu. Întreruperile de apă în dimineața asta. Bodești, Răucești, Agapia, Piatra Neamț, câteva străzi. Știți care avantajul comunei e că mai au puțuri și au fântâni. Nu, e o problemă. Agapia, Vânător, toată zona aceea, wow. Nu mai au apă în puțuri. Nu mai există apă în puțuri. Bine, cu riscurile de rigoare, pentru că apa din puțuri nu e verificată, nu poți să știi cât... Da, dar măcar dai la animale, mai cam... Păi da, dar numărul total de germene NTG-ul care se calculează și se măsoară la apă, când dai la animale, poți să le dai și niște bacterii foarte sănătoase. Adică riscurile sunt aceleași și la animale și la om. Bun, acum, vechi, nou la Piatra Neamț, haideți să ne uităm un pic... Ce? Avem un primar tânăr care face lucruri, care face un oraș nou, ceea ce e foarte mult. Eu sunt foarte fericit cu lucrurile astea care se întâmplă, chiar dacă lumea înjură. Vom avea probabil într-un an, după aia, partea a doua de la mobilitate urbană. Că pietrenii nu știu dacă au aflat, dar există și partea a doua. Vom avea o piață cu Găliniceanu, pietonală, frumoasă. Cum unde? Piața cu Găliniceanu, unde vreți să fie? Păi m-am uitat și eu pe imaginea, nu prea înțeleg. De la București. Cea de aici. Ați văzut imaginea? Am văzut, nu prea le înțeleg eu. O să vă arăt eu pe hartă cum se va circula, că nu vă este... Nu, că eu am mai văzut. Ați văzut? Ați văzut? Vedeți? Văzut, eu din imaginea alea. Păi atunci, de ce dai drumul la niște imagini care nu se zice foarte clar pe unde se trece? Păi n-ați înțeles, nu m-a explicat nimeni, dar eu o să vă explic pe unde se trece. Pe hartă. Pe hartă, sunt sigur. Pe... Am mai avut un pietonal care trebuia să fie făcut, cred că... Știți la... unde veți vedea exact ca în randări lucrări și o să vă placă foarte mult? La Parcul Nicu Alba. Veți vedea cum va arăta Parcul Nicu Alba. Ați atins o rană pentru mine. De ce? De când stă acolo chestia aia? Păi se lucrează deja. Adică au dispărut toate cuștile, ați văzut, care... Ca să elimin toate cuștirele, unde le-ați dus? Că am nevoie de ele în campanie. Habar n-am. Ar fi bine. Ați desfăcut, de dumneavoastră vă trebuie întregi. Da, și cu lacă.
Păi asta vreau. Însă, da, să știți că pentru dumneavoastră o să sudez eu o pușcă și vă aduc aici când îl invitați pe Chitic. Nu, dacă va candida. Nu e nevoie. Dânsul este cel mai inofensiv candidat. Știu că e inofensiv. De ce să-l pune? N-aș vrea să-l agreseze cineva din exterior. Nu. Pentru protecția dânsului. Nu, nu, nu. Deci chiar nu. Deci eu, cum să vă adică spun? Adică mi-ar fi rușine să mai candidez la primărie. Zău. Eu, de exemplu, n-aș mai candida pentru că consider că am făcut și o vârstă deci la care nu mai să înțeleg că anunțați că nu mai candidați la primăria Piatra Neamț. Da, asta am spus de mult. Și că îl susțin pe Andrei Carabela și susțin echipa PNL la județ. Deci sunt lucruri pe deci care nu candidați nici la județ. Nu candidez nici la județ. Dacă cineva avea vreo greșit. Nu candidez. Având în vedere ascensiunea dumneavoastră în PNL. A fost ascensiunea dumneavoastră în cadrul partidului, mă gândesc. Mă gândesc că nu mai am pentru mine miza, nu mai este una politică. Miza mea este să văd orașul terminat cu Andrei Carabela primar. Terminând orașul în sensul bun, terminând... Asta vreau să vă spun. Știam că veți fi speculativ ca de obicei, dar de fapt asta e calitatea unui jurnalist, să speculeze. Da, ce să zic, ce să zic. Bun, avem un primar tânăr, ambițios, care... Face poate... prea multe lucruri, care deranjează că face foarte nu, multe lucruri. Nu, 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 nu. Da. Problema este în spatele primarului. S-a format în 3 ani de zile nu o echipă. Nu s-a format nimic, s-a preluat o echipă care a jucat după alte reguli, adică aceste echipe, că vorbim despre funcționari publici, nu poți elimina funcționarii publici așa cum mai faci. Dar nimeni nu vrea să elimine. Eu am firmă privată. Am avut 135 de angajați până anul trecut când am scăzut numărul că de... Nu mai am niciun timp să mă ocup. Da, s-o guvernul PSD-PNL a încurajat extinderea firmei. Să știți că nu din cauza guvernului, pentru că sunt business-uri care chiar nici n-au nicio legătură cu măsurile pe care le ia guvernul apropo de ce s-a întâmplat în ultima perioadă. O să râdeți, dar mai afectat este sistemul bugetar cu ultimele măsuri care au fost luate. Cum vă e afectat, Doamne, iartă-mă? Cum, cum? Păi vă dau eu un exemplu, că l-a scris acum domnul Creț, uite, îmi pare rău că nu pot să intru să-mi dau seama. Ia, poate reușesc, ia să a văd. A scris eu, domnul Crețu? Domnul Crețu a dat un exemplu, îl felicit pe domnul Crețu pentru modul cum a prezentat. Cum i-a afectat sistemul bugetar, de exemplu, la Teatru Tineretului? A, nu știu. Păi nu, da. Nu deci, e zona mea de interes. Nu, 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 da, adică vă dau... e zona mea de interes, dar nu... Deci vreau să vă spun că domnul Crețu a scris mai bine ca mulți jurnaliști, chiar eram un pic gelos. Gelos pe modul... A avut informații, nu reușesc să intru. Vorbim de domnul Crețu, consilier. Consilierul județean. Da. Care, un om de foarte bună calitate. Da, care a arătat că cei din Consiliul Județean votează o reorganizare a Teatrului Tineretului ca să ocolească prevederile. Vreți să știți că mai mult de 90% din administrațiile locale au încercat să... Au reușit? Da, dar există niște instituții care urmăresc cu mare... Credeți-mă! Dar ați văzut ce s-a întâmplat în nenorocirea de la Consiliul Județean? Care, când au reorganizat... Ce? A, când a ajuns președinte, a s-a făcut. Dar nu discut. Când au reorganizat schema, dați-o încolo, că nu poți să vorbești despre lucruri care am nu influențează activitatea instituției. Eu urăzi alea care ne influențează. Și noi, în primărie, ne-am reorganizat. Gândiți-vă că anul acesta, toate posturile vacante... Da. Ascultați-mă puțin. Nu, eu mi-aduc aminte. Eu vă spun așa. Când am la Departamentul de Implementare Fonduri Europene și am nevoie acolo de 10 oameni, minim 10 oameni, și dau concurs de 3 ori și se prezintă 2, din care doar unul ia. Și eu rămân descoperit. După care vine guvernul și spune, ai posturi vacante, le desfințăm pe toate. Cu cine lucrez eu? Cu cine fac eu în continuare strategia privind fondurile europene? Pentru că nu am oameni. Până la 1 ianuarie, toate posturile sunt blocate. Nu poți să faci nimic. Adică
vreau să vă zic că am început eu, care nu plângeam niciodată sistemul bugetar, chiar îl uram, pentru că ani de zile din calitatea mea de privat m-am lovit de administrația publică centrală și locală și știu cât de bețe roate a pus oamenilor de afaceri, dar credeți-mă, astăzi e aproape de roșu această situație. Același lucru se întâmplă și cu banii. S-a făcut economie, au tăiat și investițiile. Adică până la 1 ianuarie nu mai facem investiții, decât într-un plafon care e media de ultimele 9 luni. Da, adică nu vi se pare că numai chestia asta că e media pe ultimele 9 luni. Eu cred că lucrurile astea... 9 luni, da, mă gândeam când se naște. Da. Gândiți-vă toate lucrurile astea cum impactează sistemul bugetar. Adică nu e vorba că, știți, lumea zice, oamenii stau degeaba la primărie. Da, unii stau degeaba. Da. Dar nu poți să-i dai afară că îi protejează legea funcționarului public. Sunt unii pe care i-aș da afară eu, dacă aș fi primar, mâine. Mâine. Dar în același timp sunt oameni care, din păcate, suplinesc și activitatea celor care nu fac. Pentru că acum nu putem aduce chiar toți performanții în primărie. Sunt oameni care lucrează, sunt oameni care performează, sunt și unii care se ascund pe după birouri sau își mai iau câte un concediu medical din când în când. Da, astea sunt realitățile. Nu, de... Ăștia sunt români, cu ei lucrăm. Nu putem inventa oameni. Deci, haideți să vă spun ceva. Avea domnul Arsene, pe care, pentru care luna noiembrie nu e foarte fastă, se pare, niște consilieri. Dom'le, s-a reorganizat instituția aia și când consilierul, unul dintre ei, a trebuit să plece de pe funcția respectivă, i s-a găsit ce? O funcție de coordonare în proiecte europene. El fiind pensionar, având și o pensie din aia specială, spune, stai și te întrebi, păi, cum poți să-l aduci acolo? Am făcut săptămâna trecută o emisiune în care m-am produs singur, ca să zic așa, și am arătat cum un bugetar are primește de două ori vouchere de vacanță. Cum adică primește de două ori? Da, din două instituții diferite, la valoarea maximă. Da. Păi asta înseamnă... În două instituții, da. Păi da, dar asta înseamnă 16 ore de muncă. Pe... Da, știți care e problema? Contract întreg. Că le permite legea. Dom'le, dar de ce le permite legea? Pentru că e proastă. Pentru că avem legislație care nu e corectată, mai ales în zonele unde ar trebui. Eu n-am auzit până acum să poți lua vouchere de vacanță din două locuri. Legal nici n-ai voie să iei din două locuri. Deci n-am auzit. Dar... Trebuie verificat. Dar nici măcar... Cum să spun? O să vă spun că în primărie nu există niciun caz. Sunteți sigur? Sigur. Și pun pariu cu dumneavoastră. Pentru funcționare din primărie. Nu mă refer la societăți comerciale. Eu vorbesc de angajații din primărie. Era să zâmbesc și să spun oficial. Nu, aia e la Consiliu. Nu. Și neoficial și oficial. Așa. Pentru că chiar am fost foarte atenți pe zona asta. Nu, era acum o posibilitate de a încerca o reașezare. Cum? A lucrurilor în... Totul e blocat. Ce să reașe? Păi nu, aveai posibilitatea înainte. Doamne, să vedem, avem, cum se cheamă, servicii și direcții sau cum sunt? Sunt birouri, servicii, direcții și direcție generală. Exact. Ia hai să vedem un pic. S-au desfințat birourile. Rămân servicii. Da? Pentru un serviciu ai nevoie de 10 oameni. A scăzut cumva valoarea finanțării pe salarii după această reorganizare în primărie, de exemplu? Valoarea salariilor. Per total. Bineînțeles. Pentru că se desfințează funcție de conducere. Aș vrea să-mi spună cineva din primărie. Băi, atâta a fost, atâta este. Nu ai voie să ai funcție de conducere mai mult de 8% din întreaga organigramă. Ceea ce reduce aproape cu 35% funcție de conducere.
poate să vină cineva să spună, bă, uite, cu atât a scăzut. Asta i-ar face pe mulți oameni... Îmi iau angajamentul să vin cu asta, dar nu cred că scopul ba, este... Să știți că nu, contează puțin. Foarte mult. Domnul Bălănescu, nu trebuie să fie scopul de a da oameni afară. Nu. De a avea un deficit de personal. Nu, scopul este... De a le scădea salariul oamenilor din primărie. Să știți că din primărie foarte mulți și-au cerut transferul. La ANAF, la... Nu mai dau nume de instituții, la foarte multe instituții. La taxe și impozite, mai ales pe zona economică, pentru că salariile sunt mai mari cu 20%. Deci salariile în primărie sunt foarte mici și nu îi motivează pe oameni. Și oamenii pleacă, mai ales cei tineri, care vin, au stat 2-3 ani, au învățat, da? Și acum vor să plece. Deci avem situații unde rămânem descoperiți. Avem zona de buget, unde vreau să vă spun că ultima persoană care lucrează la buget și-a cerut transfer. La Ana. Ce faci? Cu cine mai lucrezi? Avem un exemplu. Pentru mine, managementul primăriei e ca un management privat. Okay. Adică trebuie să și motivezi calitatea și performanța. Trebuie să-i și arzi pe aia care nu-și fac treaba. Domnul Harbuz, noi avem în județul ăsta vreo cât? 500.000 de locuitori. Nimeni nu mai știe exact de acolo. Bihorul are mai mulți locuitori ca noi. Știți câți angajați are Bihorul la Consiliul Județean? Și câți angajați sunt la noi? Păi Bihorul are în jur de 80-85 de angajați și la noi sunt peste 200. Ăia cum pot? Că au probleme, slavă Domnului, proiecte cu tare, județ de graniță, probleme nenumărate. Cred că au doar 80. 80 și ceva de oameni au. Eu după ce a venit. Că avea, când a venit Bolojan, a scăzut cu vreo 30 de oameni, 20 ceva. Eu ajuns la 85. Da, bun. Cum? Cum funcționează ăia? Și la noi avem 200 poate, și. Poate nu au provocările și problemele pe care le avem noi. Adică lipsă de asistență medicală la nivel de spital județean. Păi adică nu, dar ei au făcut reformă. Societăți ale Consiliului Județean care mai dar n-au legături, eu vorbesc de angajații. Angajații Consiliului Județean. Păi, când vorbești ei, de activitate. Ei n-au făcut adi pe câini, n-au făcut pe animale care nu funcționează. Dar era un mare business. Da, cum să zic, dom'le, stai și te întrebi de ce și de ce. Și nimeni nu vine să spună, băi, că știi că la noi majoritatea funcționează, mai au un serviciu al naibii, tot prin jurul Consiliului. Cum se poate asta? Bun, dar în același timp, politica lui Bolojan este de a oferi acele avantaje celor care lucrează pe fonduri europene, păi vedeți, 25, 30, 50%, păi vedeți, pentru a crește performanța, păi resurse umane. Și noi de ce nu putem face? Păi sau noi o facem. Se face, dar nu se fac proiecte. Deci se face, dar nu avem proiecte. Noi, din păcate, la primărie suntem mult sub necesarul pe care ar trebui să-l avem de angajați pe partea de fonduri. Da, la proiecte a mai venit cineva acum? S-au întors băieții de la Consiliul Județean? Da, s-au întors. Păi, apropo de ce vă spuneam, de ce au plecat băieții la Consiliul Județean? Doi băieți foarte buni, pe care noi ne bazăm. Unul a spus așa, eu vroiam să pun în practică proiectul cu spital. Nu, amândoi. Au zis că și-ar fi trecut în panoplie în CV proiectul cu spitalul, că le s-a părut o mare provocare. Și în momentul în care au văzut că n-are nicio șansă proiectul cu spitalul, au zis, nu vreți să facem de râs, ne întoarcem. Bine, și diferența de salariu, adică era avantaj și la salariu. De-aia vă spun. Toată lumea vorbește de primărie. Salarii mari, prea mulți angajați. Nu. Nici vorbă. Din potrivă, primăria are salarii mici în comparație cu toate, mai ales, repet, pe zona economică. Deci oamenii au o alternativă cum prind un post, cum se transferă. Acum, na, poate sunt nemulțumiți. Nu numai de salari. Nu, că am discutat. Adică chiar am avut în ultima perioadă 5 astfel de cazuri și am discutat cu fiecare în parte și motivarea a fost... Salariul pe care îl primește, comparativ cu ceea ce va primi la ANAF sau la Direcția Taxe și Impozite. Da. Nu știu. Mi se pare așa că trăim într-o zonă în care nu mai reușim să ne înțelegem între noi, într-o zonă în care
fiecare are impresia că deține adevărul absolut și că tot ce face celălalt este prost sau foarte prost. Mă uitam acum și nu-mi venea să cred ce se întâmplă. Aveam impresia că trăiesc într-o lume paralelă. Ați văzut-o pe doamna primar de Câmpul Lung, parcă, Elena Lasconi, da? Da, am văzut aseară un reportaj deci, cu domne, fica... Domne, este absolut incredibil. Femeia aceea, candidat pe lista la europarlamentare, poziția 1, n-au pus-o acolo că era proastă sau că n-avea rezultate, are și imagine, are și tot, a venit și probabil că a vrut să fie foarte cinstită și a zis așa, domne, eu la referendum pentru familie am votat pentru familie pentru că consider asta, asta și asta. De aici și până să fie sfâșiată, deci efectiv sfâșiată în spațiu public, să iasă fica ei. Da, am înțeles că fica ei are o opțiune. Dar treaba ei, maică s-a spus, n-am nicio problemă. Da. Deci să sfâșie un partid întreg progresist și să, da, la modul acela, cum să spun eu, ca niște hiene. Ca niște hiene. Și noi am asistat toți la chestia asta, cei mai mulți dintre noi, foarte pasivi. E intoleranță pe față. Intoleranță pe față. Știți bine că trăim o perioadă în care polarizarea societății, nu numai în România, este la modă și, din păcate, vedem din ce în ce mai multe reacții extremiste. Din păcate, de-aia vedem și ceea ce se întâmplă și în Israel, și în toată lumea arabă, și în toată Europa. Adică lucrurile o iau razna. În primul rând, lipsa de cultură duce la extremism. Educație, în primul rând. Absolut. Lipsa de educație, aia, prima cărămidă. De ce credeți că suferă palestinienii atât de tare? Pentru că nu sunt educați. Și ei, în loc să investească în educația copiilor, au preferat să investească în tunele și... Și educația fundamentalistă. Absolut. Acolo vorbim deja de educație pe ideologie. Da, cazul ăsta, Lasconi, arată cum funcționează societatea asta. Deci cum un sau om... cum nu funcționează. Sau cum nu funcționează. Când un om vine și spune cu multă sinceritate, domne, având în vedere și partidul de unde vine, da? Domne, eu am făcut asta și eu, asta e părerea mea. Să-l sfâșii în felul ăsta este absolut incredibil. Absolut incredibil. Și mai vii și dai și explicații tu, morga aia de noi nu se poate, adică noi, adică cum să-și permită? Dom'le, e părerea ei. Da, și așa cum ați precizat, ea a fost un vehicul de imagine pozitiv. Absolut. De care niște băieți de la acel partid au profitat. Au profitat. Atunci când le-a convenit. Exact. Acum nu le mai convine. Adică, nu s-au primit ordin să nu le convine. Chestia asta cu, știți cum e, noi suntem transparenți, noi suntem democratici și în momentul în care cineva spune altfel decât șeful de partid, gata, s-a terminat cu democrația și cu transparența. Nu, da, adică, bun, asta e și boală românească. La Piatra Neamț, de unde vine intoleranța asta vis-a-vis de tot ce înseamnă o schimbare? Nu e intoleranță. Dacă eu am citit o carte care... E bine. Da, doar una. Privind profilul românilor, românii sunt foarte refractari la schimbare. Deci 95% din populație urăște schimbarea. Ceea ce s-a și întâmplat la Piatra Neamț, pentru că oamenii au fost în confortul lor și brusc au ieșit din confort pentru că au început lucrări, praf, tot felul de investiții, problema cu autobuzele, iar noul, apropo de semafoare, apropo de traficul inteligent, apropo de autobuzele care vor fi și ele niște autobuze inteligente, a speriat și a brutalizat puțin cetățenii pentru că ei erau într-un confort.
Și atunci când scoți pe cineva din confortul lui, ai o mare problemă și reacția este pe măsură. Adică este exacerbată, de obicei. Asta e. Adică trebuie să ne adaptăm. Oamenii trebuie educați în continuare. Adică trebuie să povestim mai mult, să le explicăm mai mult, să le arătăm transparență totală, așa cum spuneați dumneavoastră, că mulți nu știu. Da, pe întrebările, bine, asta e și rostul presei. Să fie o interfață între cetățeni și partea administrativă, politică și așa mai departe. Dar nu cred că oamenii își vor pierde încrederea pentru un deranj de 3 ani de zile. Eu zic că atunci când lucrurile se vor încheia și orașul o să arate frumos, vor înțelege că a meritat acest sacrificiu. Asta e. Da. Ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Eu vă mulțumesc. Eu aș vrea să văd lucrări făcute în Neamț, nu vorbesc de Piatra Neamț, în care constructorii să dea dovadă de respect față nu de beneficiari, județul, municipal, ci față de oamenii din comunitatea în care se desfășoară lucrarea. Adică, am mai văzut și prin alte părți, am văzut și filme, o plasă de protecție, niște panouri de protecție. Nu trebuie să văd foarte eu. Foarte important. Nu trebuie să văd eu. Știu. Nu trebuie să văd eu cum dă el cu cupa acolo. Și nu numai asta. Faptul că ies din șantiere și nu spală mașinile. Și astea să fie prevăzute în... Sunt prevăzute în lege și în contracte. Și în contracte. Da, dar legea e mai puternică decât contractul. Contractul se scrie în baza legii. Deci el când organizează un șantier, trebuie să-l organizeze așa cum spune legea. Credeți-mă că au fost situații în care i-a găsit fără cască de protecție. Adică avea primarul și nu aveau ei muncitori. Fără sisteme de siguranță, se cațeră pe macarale și... Dar știți cum e? În momentul în care... este a constructorului. Dacă constructorul nu înțelege, eu nu pot să-i fac... Eu altceva vreau să spun. Eu pot să chem inspecția muncii. Dacă ai vedea lucrurile alea că sunt făcute după niște reguli, atunci, da, mă aliniez dorinței acelea de a schimba. Da, pot să înțeleg, pentru că este un semn de lipsă de civilizație în momentul în care ieși cu basculanta plină de praf, lași nori de praf, sunt șanțuri în Piatra, de exemplu, pe Traian. S-a pus țeava, sunt niște șanțuri. Și eu merg cu mașina, adică și eu merg pe acolo. Primarul în fiecare zi face turul orașului. Le spune, le-a spus azi, le-a spus ieri, le-a spus alaltă ieri. E greu. Lucrăm cu materialul clientului. Am lucrat și noi cu materialul clientului astăzi. O zi bună, numai mulțumesc, bine, sănătate, mulțumesc pentru participare. Să fiți sănătoși. Asta ne-a mai rămas.